Am văzut azi că faci live-uri de la grădiniță. Cu ce te-a mai deranjat grădinița? Ce m-au deranjat? Deci, grădinița nu m-a deranjat. M-a deranjat faptul că meșterii care lucrează la primărie, la reparații, sunt alimentați din raționul copiilor. Ei mănâncă zilnic ceea ce mănâncă și copiii. Și mâncarea pregătită la grădiniță li se oferă acestor patru angajați. Faptul că eu am S-a filmat angajat la o firmă, nu s-a angajat nici la primărie, nici la grădinițe. S-a angajat la o firmă care-i... la firma Vega Total, care înfăptuiește lucrările de reparație la primăria Burlacu. Păi eu cred că dacă cei care au scris proiectul, cu siguranță știu, fie și secretara Dimitatiana, că ea a scris, așa primarul și toți cei 10 consilieri, să fie buni, să antreneze, câte o săptămână și să-i hrănească și tăman iese chit. 2 luni când lucrează ei aici. Dar nu acei consilieri care au favorizat ilegalitățile, plus la aceasta ei favorizează și ilegalitățile, adică comisii prin acest fapt. Părinții au probe, vreau să zic primarului, părinții au probe. Au probe concrete fotografiate, video, cum ei se apropie la cantina grădiniței din spate și cum pleacă de acolo cu mâncare. Eu astăzi, pe neașteptate, deci eu aceste vorbe le-am auzit prin rutieră. Posibil ei au Dar spus și că s-au primarul uitat. neagă că i-ar hrăni la grădiniță. El neagă, l-am sunat și spune că nu știe. Șefa grădiniței spune că da, un contract precum că vor plăti 500 de lei. Da, și după aceea, așa, astăzi șefa îmi spune, gata, de la 1 octombrie nu mi-ai hrănit, nu mi-ai hrănit datorită ma ta. Ea confirmă că îi hrănește, bucătăria asta confirmă că i-a dat mâncare, dar ma nu spune cui i-a dat mâncare. Și acolo Deci este ceva vorba e de... putrid acolo dacă ei neagă toți sau au de gând să întrerupă. Da, eu Halal zic, eu... proiect, folosesc numai jumătate din banii care îi oferea guvernul, sau chiar mai puțin de jumătate, puteau să mai includă acolo și câteva mii de lei pentru mâncare, de exemplu. Nu s-au gândit că muncitorii mănâncă. Eu asta și zic că sunt niște oameni muncitori care au venit și ei să muncească, să-și facă un ban. Dar chiar și cei de la Vega Total, de la firmă, nu și-au dat un semn de întrebare unde o să mănânce, cine le achită sau cum oamenii ăștia să se întrețină, că practic au venit și ei să muncească. Dar logic, de ce primarul, prin mișmașuri, prin înșelăciune, pune acolo, aici este vorba și despre, cum îi spune zăfoz? Deci, care eliberează aceste produse. Noi, din partea primăriei, votăm printr-o mașină de tocat care, cea bună, nu știu, de 14.000 de lei, poftim să toacă carnea, azi au fost părjoale de pastări. Ei au popat, dar cum ei mănâncă doar o chișcăturică de părjoală de șes, mă scuzați. Posibil, sunt copii care nu frecventează grădinița și din acea porție se hrănesc și ei. Pentru că eu vă zic, dacă iau și probele cele care le-am, dar părinții m-au rugat, nu ne spui, pentru că sunt, da, suntem un stat de oameni, suntem puțini care, știți, ei văd și ei știu că se hrănesc meșterii ăștia de aici, de la... dar eu mai bine să stopiez acum decât să lăs mai departe că să fie dosar penal, să-și recunoască vina, să-și ceară iertare și poftim consilierii, că cei care au ridicat mâna pro și angajații de la primărie care au zis că ei alei mușigăit acolo, câte o săptămână le iese chit, când s-a făcut biserica, hrăneau lumea. Și eu m-am hrănit atunci odată, că, de, mă rog, mai faci și-o bine. S-o fac și ei așa. Tot sunt liberi acum și nu prea merg la lucru, că primăria toată e șantier. E toate șantier, dar ei sunt, ca în perioada asta, angajați primăriei și iau concedii. Ei când vor își iau concedii, pentru că este nevoie de strâns roade. Dar părinții cât de indignați, tot am auzit vorba de în rutieră, zici că noi când nu plătim, deodată se afișează pe panou că n-am plătit. Și La deci grădiniță cum când nu plătesc. nu plătim, nu achită pentru hrana copiilor. Și deci ei, care sunt oameni în vârstă, evident ei trebuie să hrănească normal, pentru că sunt oameni maturi și ei nu se țin sătui cu hrișca aceea și, apropo, și chindia le-o dă, că le, ce se mai oferă, ba o... Zăpicam, mă, deci Deci mă de dă mie. două ori pe zi hrănește grădinița. Așa mi s-a spus, așa mi-au spus Și sătenii. primarul neagă. Foarte ciudat. Primarul neagă. Halal gospodar. Păi, și atunci cum eu să fiu? Ori să fiu ochioasă, ori să limboasă, ori să șoroaică, cum să eu?
Dar ilegalitățile astea trebuie să fie curmate, pentru că dacă ei își doresc în proiectul scris, că o zis cetățean de serviciu și angajat, mulțumit, dar ce faceți voi copii la grădiniță? Dar ce proiectul trebuie să aibă așa un slogan? Ei așa au scris acolo, că e deteriorată mobila, încă nu știu ce. E mai multe chestii, dar asta deja eu să vorbesc aparte despre rezumatul păcatelor. Și am văzut că ai fost și prin primărie. Da, și primărie, și am văzut, cum îi spune așa, mult, 100 de metri de boxe sau cum se numește, de fir de electric. Pereții pe jumătate deja acoperiți cu amestecuri de astea umede și boxa și încă mai are fir electric. Și eu întreb, zic, da, când a să-l punem? Să-l punem, unde a să-l punem? Păi acolo sunt 100 de metri, acolo sunt bani. Cum puteau? Eu vă zic, câtă spălare de bani e în proiectul ăsta? Eu asta am văzut. Și Și să era ajungă... inclus în proiect 100 de metri de cablu electric? Așa e scris pe însăși, e împachetat. Cine ați văzut? Eu pare mi se am filmat. Și scris. Da, poate, dar eu întreb de proiect, de hârtie. Pe Nu hârtie mai scrie 100 uitat. de metri, se poate de verificat. Și deci nu era necesar 100 de metri de cablu. Dar este scris acolo, dar eu văd lucrurile astea, le văd. Deci asta, eu vă zic, să stopieze și dacă vor să-și să facă ei o binefacere, cum a făcut proiectul ăsta împotriva copiilor de la școală, de la gimnaziu, sau împotriva sătenilor care nu au trotuare, sau împotriva copiilor din bibliotecă care nu au încălzire, să fie buni consilieri și toți angajații, să îi hrănească, să le spere și picioarele, să-i culce. Apropo, ei trăiesc în oficiul medicilor de familie. Că trecând de una seara sau și când am venit la Chișinău, tot am văzut lumina acolo. Da, bănuiam că ele dezvoltă careva, adică fac careva proceduri de, mă rog. Poate o să plătească și pentru servicii de cazare, chiar dacă centrul cel medical nu prestează astfel de servicii, dar primarul o fi decis și așa se poate. Sau Până la chiar urmă... din banii publici, din bugetul primăriei, se cheltuie și pentru cazarea lor, nu doar pentru mâncare. Și asta nu a fost inclus în buget. Nici nu a fost, dar să facă un contract, să fie chestia asta stipulată, să fie vorbită, să fie făcut tot Dar nu mai public. spun cât e de periculos să locuiești acolo unde oamenii vin să trateze. Acolo trebuie să fie dezinfectat, trebuie să fie curat. Este o intrare auxiliară de care eu nici nu știam și este o scară Deci de are fietă. spațiu în plus în punctul medical. În etajul 2, dar intrarea e separată. Și eu când am întrebat odată la asta, doamna servitoare, zic, sunt de cheia, eu vreau să mă uit la un spațiu, era vorba să găsim un spațiu pentru unde să fie tăiet așa din perete ca să fie farmacia. Și el spune, că da, nu e cheia, la mine a luat-o doamna Maria. Dar deși, zice, da, mă tin că stau ăștia. E, așa au spus eu, mă tin că a fost. De ce Muncitori. la urechile mele a ajuns? Ca după ce eu să aud și să văd că ei locuiesc, și am auzit vorbe în jurături, în jurii, pentru că am trecut așa cam pe colț. Ori mai trece cu și am orajunge, să-mi fac capta aici pentru a... Amui jălești, amui temi de ei. Nu, dar logic, sunt oameni care muncesc și trebuie să muncească, dar să fie toate lucrurile astea declarate. Eu vreau să terminăm, să nu lungim, să fie prea mare video. Bine. Mulțumesc pentru mărturie. Ținem legătura. Da.